devenită deja o tradiție, competiția Cupa Grassroots-Day a reunit și anul acesta un număr impresionant de echipe, 38, care au jucat 6 meciuri simultan. Micii fotbaliști au tratat meciurile cu seriozitate și au încercat să dea totul pe teren, având și un motiv întemeiat. Printre invitați s-a aflat și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Încă de la ora 9:30, șeful fotbalului românesc a poposit la Nucet pentru a cerceta baza sportivă a liceului teoretic Nucet, pe care vrea să o transforme în centru de excelență pentru copii și juniori, declarând la sfârșitul turului: sunt impresionat de condițiile și de infrastructura pe care am găsit-o aici. Bineînțeles, cu ceva îmbunătățiri, eu cred că baza sportivă de la Nucet poate reprezenta un punct de plecare pentru centrele regionale de excelență pe care dorim să le dezvoltăm în întreaga țară în perioada următoare. Mai ales că de aici au venit foarte mulți jucători talentați pentru prima ligă și chiar pentru echipele naționale. Și dacă vă întrebați care este investiția necesară ca acest proiect să prindă viață, șeful fotbalului românesc nu a dat încă o sumă exactă, însă a făcut apel și la autoritățile locale. Federația Română de Fotbal are multiple surse de finanțare. Până acum, sursele de finanțare s-au redus de la fondurile dinspre fondurile UEFA și FIFA. În perioada următoare ne interesează foarte mult, de aceea am și creat un departament de programe și proiecte în cadrul Federației Române de Fotbal, tocmai pentru accesarea fondurilor structurale care vor fi disponibile din toamna acestui an, chiar pentru infrastructura sportivă. Pe lângă acestea, așteptăm și fonduri din partea Guvernului României în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii sportive și, bineînțeles, o implicare a autorităților locale, și aici mă refer în primul rând la Consiliul Județean Dâmbovița, care va fi parte în acest proiect dacă îl vom demara. Deocamdată, vestea că la Nucet se va putea forma un centru de excelență pentru copii și juniori rămâne însă la stadiu de inițiativă. Până la tăierea pamblicii mai sunt mulți pași de făcut. Avem nevoie de două terenuri, avem nevoie de un spațiu de cazare, un spațiu de învățământ și de mâncare, de un spațiu de masă pentru copii. Toate aceste lucruri se găsesc în momentul de față aici la Nucet, se găsesc și în alte puncte din țară, de aceea practic dorim să urmăm o asemenea perspectivă care să ne determine că într-o perioadă cât mai scurtă să putem să demarăm astfel de proiecte. O promisiune sigură nu pot să le fac. De ce? Fiindcă nu am avut o discuție cu reprezentanții Consiliului Județean. Am avut o discuție astăzi cu conducerea liceului din Nucet, ceea ce mă face și să fiu încredințat că sunt semne să putem să demarăm un astfel de proiect.